Judecă-i Tu, Doamne, pe cei care mă judecă, luptă Tu cu cei ce luptă împotriva mea, apucă scutul și pavăza și ridică-Te în ajutorul meu, Doamne, puterea mântuirii mele. Această Sfântă Liturghie ne rugăm pentru Antonela, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binefacerile sale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Și cu Spiritul Tău. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu în această seară pentru momentele în care nu știm să renunțăm la interesul nostru pentru a întâlni voința Sa. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul și Milostivul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne conducă la viața cea veșnică. Amin. Doamne, îndură-Te de noi! Doamne, îndură-Te de noi! Hristoase, îndură-Te de noi! Hristoase, îndură-Te de noi! Doamne, îndură-Te de noi! Doamne, îndură-Te de noi! Să ne rugăm! Dumnezeule Atotputernic, noi care păcătuim din cauza slăbiciunii noastre, Te rugăm ca prin pătimirea Fiului Tău să ne dăruiești din nou viața Harului, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Spiritul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul: Iată-L pe slujitorul meu pe care îl sprijin,
alesul meu în care sufletul meu își găsește toată bucuria. Am pus peste el spiritul meu, el va face cunoscută popoarelor legea mea. Nu va striga, nici nu-și va înălța glasul și vocea lui nu se va auzi pe ulițe. Trestia frântă nu o va zdrobi și fitilul care fumegă nu-l va stinge. El va propovădui legea mea cu fidelitate. El nu va obosi, nici nu se va da bătut până ce nu va așeza legea pe pământ, căci învățăturile lui toate ținuturile o așteaptă. Așa spune Domnul Dumnezeu, Cel care a creat cerurile și le-a desfășurat, a întemeiat pământul și roadele lui, a dat viață poporului care îl locuiește și suflare celor care umblă pe întinsul lui. Eu, Domnul, te-am chemat să porți mântuirea, te-am luat de mână, te-am ocrotit și te-am pus ca legământ al poporului meu, ca să fii lumină pentru neamuri, ca să deschizi ochii celor orbi, să scoți din temniță pe cei legați și din adâncul închisorii pe cei care zac în întuneric. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, în fața cui voi tremura. Domnul este lumina și mântuirea mea. Când nevălesc cerei asupra mea ca să mă sfâșie, tocmai ei asupritorii și dușmanii mei se clatină și cad. Domnul este lumina și mântuirea mea. Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar dezlănțui un război împotriva mea, și atunci mi-aș păstra încrederea. Domnul este lumina și mântuirea mea. Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului în împărăția celor vii. Așteaptă-L pe Domnul, fii tare, ai curaj și nădăjduiește în Domnul. Domnul este lumina și mântuirea mea. Bucură-te, Regele nostru, Tu singur Te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre. Domnul să fie cu voi. Și cu spiritul Tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire Ție, Doamne! Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde locuia Lazar, pe care îl înviase din morți. Acolo s-a dat o masă în onoarea lui Iisus. Marta servea, iar Lazar era printre cei care ședeau cu el la masă. Maria, luând o livră de parfum de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul parfumului. Iuda din Iscariot, unul dintre ucenicii lui, cel care avea să-l vândă, a zis: pentru ce nu s-a vândut parfumul acesta cu 300 de dinari, care să fie dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că îl durea inima de săraci, ci pentru că era hoț și cum el ținea punga, fura din ceea ce se punea în ea. Iisus a spus: las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele. Pe cei săraci întotdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. O mare mulțime de iudei au prins de veste că Iisus se afla acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să-L vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. De aceea arhiereii s-au hotărât să-L ucidă și pe Lazar, căci din cauza lui mulți dintre iudei plecau de la ei
și credeau în Iisus. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Suntem la porțile pătimirii lui Iisus și pasajul din Evanghelie pe care l-am citit ne cheamă să intrăm în contemplație și să ne poziționăm față de pătimirea lui Iisus. Și v-aș invita așa să vă imaginați această scenă pe care am ascultat-o în spatele unui văl și putem să dăm vălul la o parte și să vedem această scenă, să vedem masa la care stă Iisus împreună cu Lazar și cu ceilalți invitați. Putem să o vedem pe Maria stând la picioarele lui Iisus, putem să o vedem pe Marta pe fundal, în bucătărie, trebăluind. Și odată ce avem această scenă în fața ochilor, putem să contemplăm chipul fiecărei persoane. Putem să privim la Iisus, să vedem pe Iisus care se găsește cu 6 zile înainte de înviere, cu 3 zile înainte de a fi arestat. Iisus care stă la masă, caută compania prietenilor. Iisus care știe să trăiască prezentul, nu se precipită înainte și nu se dă înapoi. Un Iisus care știe că toate sunt în mâinile Tatălui și că există un timp pentru orice lucru sub soare, cum spunea înțeleptul Cohelet în Vechiul Testament. Acum pentru Iisus este timpul liniștei dinaintea furtunii, e timpul odihnei și timpul prieteniei. Și cum spunea un predicator protestant, el, care era izvorul dragostei, avea nevoie de dragoste, căci dragostea se hrănește cu dragoste. El, care era izvorul odihnei, avea nevoie de odihnă, pentru că dragostea este locul sfânt al odihnei. El, care era izvorul puterii, avea nevoie de întărire, pentru că dragostea este taina puterii. Iisus, care își trăiește prezentul împreună cu Lazar și cu surorile sale. Și apoi putem să ne îndreptăm atenția spre chipul lui Lazar. Lazar, cel care a ieșit din mormânt. Lazar este cel care trăiește o viață nouă. Lazar este cel care trăiește prietenia cu Iisus până la capăt, trăiește prietenia cu El și e dispus să meargă până la moarte împreună cu El, pentru că e deja îmbibat de această prezență iubitoare a lui Iisus, pe care nu-L mai poate lăsa. Și apoi putem privi la Marta. Marta, care e cea care slujește. Și ne amintim că într-o altă vizită a lui Iisus în aceeași casă, Iisus îi reproșase, așa cu blândețe, Martei că e hiperactivă și că ar fi cazul să se relaxeze un pic. Dar ăsta e felul ei de a fi. Ăsta e felul Martei de a fi și Iisus o acceptă așa cum este. Pentru că în felul ăsta, slujind, făcând multe lucruri, așa se exprimă credința ei. Și mi-o imaginez pe Marta stând acolo în bucătărie, învârtind la mămăligă și din când în când aruncând câte o privire către Iisus și ascultând cuvintele sale. Și ne putem imagina că până în momentul în care se termină de pus masa și sufletul ei este umplut de cuvântul lui Iisus pe care îl rumegă și crește în felul acesta credința ei, crește dragostea ei în timp ce face celelalte lucruri. Și apoi putem privi la Maria. Maria care e cea care contemplă, e cea care stă la picioarele lui Iisus și ascultă și ea cuvântul său și rezonează cu mentalitatea lui Iisus, se află în sintonie cu sufletul lui Iisus și crește în ea iubirea față de El, într-atât încât ajunge în punctul în care e dispusă să dăruiască ceea ce are ea mai scump,
acest nard pe care îl ținea pentru zilele de sărbătoare, e lucrul cel mai prețios pe care îl avea. E lucrul pentru care probabil a economisit mulți ani de zile ca să și-l poată permite. Și acest gest al Mariei, care varsă acest nard curat, acest nard autentic pe picioarele lui Iisus, simbolizează, pe de o parte, dăruirea vieții de către Iisus însuși. Iisus care peste câteva zile își oferă trupul său, se oferă pe sine însuși, asemenea mielului de Paști. Și Maria, într-un fel, sintonizează cu Iisus, într-atât încât și ea își varsă, dă ceea ce are mai prețios. Însă e foarte frumos acest gest al ei, pentru că mireasma acestui parfum simbolizează și iubirea care îi învăluie pe toți. Această mireasmă a nardului curat este simbolul iubirii lui Iisus, care îi învăluie pe toți, îi acceptă pe toți așa cum sunt. Și gestul Mariei cred că ne provoacă și pe noi astăzi să ne întrebăm: cât prețuiește Iisus pentru mine? Cât sunt dispus eu să ofer, să pun la picioarele lui Iisus din resursele mele, din bunurile mele, din timpul meu, din ceea ce sunt, din toată viața mea? Și în al doilea rând, cât e de inclusivă iubirea mea, cât e de capabilă inima mea să-i accepte pe toți așa cum sunt ei? Și apoi Evanghelia ne-l arată și pe Iuda, pe care o să-l regăsim și mâine seară și poi mâine seară în Evanghelie. Și Iuda îi reprezintă pe cei care nu înțeleg ce se petrece. Iuda este cel care nu știe să trăiască prezentul, pentru că are mintea plină cu prea multe intenții bune. Și Evanghelia ne spune clar, fără ocolișuri, că el era un hoț, e omul care e absorbit de propriile lui interese și de aceea e incapabil să perceapă, să perceapă frumosul, ceea ce se petrece. Ei bine, cred că putem să-i cerem lui Dumnezeu în această seară, așa cum ne învață și Sfântul Ignațiu, să-i cerem harul ca în aceste zile, în această săptămână sfântă, să putem ieși din propriile noastre interese, din amorul propriu, din voința proprie, ca să putem sta în prezența lui Iisus, cu felul nostru de a fi, și să lăsăm ca cuvintele lui Iisus, prezența sa iubitoare, să ne transforme încet, încet și nouă inimile. Fraților prea iubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Să-L rugăm să aibă milă de noi și să ne asculte. Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai jertfit pentru păcatele noastre, prin sângele Tău scump, curăță Sfânta Biserică de orice prihană. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i pe toți credincioșii la primirea cu vrednicie a sacramentelor pascale. Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui pierderea niciunuia dintre cei chemați la mântuire. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le tărie și răbdare tuturor celor care Te urmează pe calea grea a crucii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca rănile Tale sfinte să fie izvor de mântuire și de pace pentru toți oamenii. Te rugăm, ascultă-ne! Prin crucea Ta sfântă, deschide cerul pentru cei răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Pleacă-ți privirea, prea bunule Tată, asupra familiei Tale, pentru ca Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat fără șovăire în mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul crucii, El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin.
Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit pâinea pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. În taina acestei ape unite cu Domnul să ne facem părtași de firea dumnezeiască a celuia care binevoie să se facă părtași de firea noastră omenească. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit vinul pe care ți-l oferim, rod al viței de vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Inimă curată zidește-mi de Dumnezeu și Duh stator, pămânește. Rugați-vă, surorilor și fraților, pentru ca jertfa noastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale sfinte biserici. Privește cu bunătate, Doamne, la tainele sfinte pe care le săvârșim și fă ca jertfa lui Hristos, pe care în milostivirea Ta ai orânduit-o spre a nimicii în scrisul vinovăției noastre, să rodească în noi viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu spiritul tău. Sus inimile, le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum sunt aproape zilele pătimirii sale aducătoare de mântuire și ale învierii sale glorioase, în care trufia celui rău este înfrântă și se împlinește taina răscumpărării noastre. Pentru aceasta puterile îngerești adoră maestatea Ta, bucurându-se în veci de vederea feței Tale. De aceea, Doamne, îngăduie să fim primiți în a Te preamări cu corurile de îngeri, zicând fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești, pline sunt cerurile și pământul de mărirea Ta, Osana în înaltul cerului. Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului, Osana în înaltul cerului. Cu adevărat Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Spiritului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Spiritul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Eugen și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de surorile și frații noștri care au adormit în speranța învierii,
și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Celestin și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Spiritul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu spiritul tău. Și să ne oferim unii altora pacea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului cel viu, care din voința Tatălui și cu lucrarea Spiritului Sfânt, prin moartea Ta ai dat viață lumii, eliberează-ne prin acest prea sfânt trup și sânge al Tău de toate fără de legile noastre, de toate relele, fă să ținem întotdeauna poruncile Tale și nu îngădui să ne despărțim vreodată de Tine. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, cred că ești prezent în preasfântul sacrament al altarului, Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete Te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție, dă-mi numai dragostea Ta și dă-mi statornicie, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta.
Sufletul lui Hristos, sfințește-mă. Trupul lui Hristos, mântuiește-mă. Sângele lui Hristos, aprinde-mă de dragoste. Apa coastei lui Hristos, spală-mă. Patima lui Hristos, întărește-mă. Tot ce am sau ce posed e din darul Tău. Ție, Doamne, ți le înapoiez, toate ale Tale sunt. Dispune de ele după bunul Tău plac. Dă-mi numai iubirea și harul Tău și mi-e de ajuns. Nu-ți întoarce fața de la mine, în ziua suferinței mele pleacă-ți urechea spre mine. În ziua în care te chem, grăbește-te să mă ascult. Să ne rugăm. Vizitează, te rugăm, Doamne, poporul Tău și păzește cu grijă și îndurare inimile sfințite prin aceste taine, ca sub ocrotirea Ta să păstreze mereu darurile tămăduirii veșnice primite din mila Ta negrăită. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru ceresc, izvorul oricărei vieți, trimite Spiritul Tău cel Sfânt ca să-L putem recunoaște pe Hristos care s-a jertfit pentru noi și este prezent în mijlocul nostru în Sfântul Sacrament al Altarului și să-L putem iubi din ce în ce mai mult. El este Domnul și Învățătorul nostru, Prietenul și Hrana, Tămăduitorul și Pacea noastră. Dă-ne curaj ca să putem duce puterea și bucuria lui a poporului și a lumii. Domnul să fie cu voi. Și cu spiritul tău. Te rugăm, Doamne, ca mâna Ta să nu se îndepărteze de slujitorii Tăi smeriți și să-i ocrotească necontenit pe cei care se încred în îndurarea Ta, ca să se pregătească pentru celebrarea sărbătorilor pascale, nu numai prin postul trupesc, ci mai ales prin curăția sufletească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturgia s-a sfârșit, să rămânem și să locuim în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Tu ni l-ai dat cu nemărginita Ta dragoste providențială pe episcopul Hamianos. El a fost slujitorul Tău fidel și păstorul grijului altului Tale, care urmând calea Sfințeniei, ne îndeamnă și pe noi, în urmarea Fiului Tău unul născut. Privește la meritele Sale, la Sfințenia vieții Sale și ascultă rugămințile noastre, pe care ți le adresăm prin mijlocirea Sa. Pentru ca să cinstim cât mai grabnic printre Sfinții Tăi. Amin. Bucurie, Mărie lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Fecioară Maria, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus.